tot. Iorgulescu. Amalia, tu ești foarte, foarte bună. Ai o voce și o tehnică extraordinară pentru vârsta ta. Piesa aleasă e foarte bună și ea, foarte sensibilă, dramatică. Îmi place când venim cu tehnică vocală să găsim și o piesă sensibilă, da? O piesă lentă, în general astea lente aduc un plus și pe partea de voce. Și atunci te-ai ales bine piesa. Îmi place dramatismul din glasul tău, îmi place interpretarea, îmi place cum nuanțezi. Poate mă enervează un pic cum pui tu... Face așa. O dată zice așa și a doua oară. Dar de ce faci așa? Nu știu, poate ai găsit undeva pe YouTube interpretarea asta și ți-a plăcut ție. Eu zic să renunți la ea. Uneori trebuie să vii cu aportul tău și dacă ceva deranjează, taie, fă ca tine, da? Aici nu mi se pare ok, dar în rest e foarte, foarte bine.
Îmi plac mult nuanțele din glasul tău, îmi place și un pic de răgușeală cum bagi uneori, îmi place vibratul tău foarte constant și foarte precis, dramatismul, repet, este extraordinar, tehnica ta vocală e foarte bogată și asta e un lucru senzațional. Cred că e mai bună piesa asta decât cele din preselecție, deși alea sunt piese mai dificile, piesa asta te avantajează mai bine pe tine. Deci e mult mai faină. Dacă intri în finală, vreau o piesă tot așa, la fel de dramatică și cu tehnică bogată. Îți țin pumnii, succes!